iată dulce Bucovina, geniuț romantic, munții în lumină, voile în flori, râurile săltânde printre stânci înalte, apele lucinde în dalbe diamante, peste câmpii zori. Mână dorui tainic colo înspre tine, ochiul îmi sclipește, genele-mi sunt pline, inima mi-e grea. Astfel, totdeauna când gândesc la tine, sufletul mi apasă nouri de suspine, Bucovina mea. Cât de frumos descrie Eminescu acest tărâm binecuvântat. Bucovina merită însă descoperită a Evea, nu doar prin ochii marelui poet. O provocare și o încântare se va fi dovedit și pentru mine să apuc lungul drum al țării fagilor, neștiind exact ce mă așteaptă. Auzisem, desigur, de locul în care paradisul natural ți se așterne parcă la tot pasul. Îmi aminteam câte ceva din anii cei din urmă, când pașii m-au purtat prin tărâmul fermecat al cailor huțuli, pe la vestitul Voroneț, ori prin gospodăria desprinsă parcă din muzeul satului. Sălbatică și spectaculoasă, dulcea Bucovina așterne în fața călătorilor nu doar frumuseți nepereche, ci și faimoase bucate moldovenești și povești, una și una. Înainte să le spună, bucovinenii le construiesc mai întâi. Și apoi, ei înșiși sunt fiecare în parte câte o istorioară ce merită cunoscută. Vă propun să începem aventura noastră îmbrăcată în parfum de demult la Moldovița, într-un tren de poveste tras de o locomotivă cu abur. Vreau să vă spun că eu având șapcă acum, sunt pregătită să încep lucru. Mă primiți aici la locomotivă? Nu știu, îmi spuneți ce trebuie să fac, dar eu de aici nu mai plec. Ce loc mai nimerit să ne apropiem de spiritul Bucovinei adevărate? Perla de la granița cu Ucraina a început să fie redescoperită de turiști de când pe calea ferată îngustă, veche de 130 de ani, a fost repusă în circulație această mucăniță. Eu vreau fluierul. Dați-mi mie. Deci mi-am luat și fluier, da? Plecăm? Plecăm. Nu, să plecăm, îmi povestiți un pic despre mucăniță. Ce trebuie să știe turiștii care vor să vină aici, în zona Bucovinei, de ce trebuie să vină la mucăniță? Toată lumea vrea locomotiva cu abur. Povestea bătrânei mucănițe se scrie cu fiecare pufăit de abur, zi după zi. Și nimeni nu cunoaște mai bine decât Nanelu, mecanicul aproape de o vârstă cu celebra locomotivă. Locomotiva cu abur este o locomotivă fabricată în 1957. Am adus-o din Austria, acum 3-4 ani. Mai avem o locomotivă rezervă în depou. Asta se cheamă Bucovina, cealaltă se cheamă Cuțulca. Sunt două locomotive reușite. Vagoane avem suficiente. E un mod unic de a vedea frumusețile locului într-o călătorie cât un spectacol. Meleaguri de baz minsate pitorești ți se dezvăluie astfel privite din vagoanele bătrânei Cuțulca, de la Moldovița la Argel, cât e traseul acestui tren de poveste. Dacă ajungeți în Bucovina, sub nicio formă nu trebuie să ratați o plimbare cu mocănița. Tot ceea ce trebuie să faceți este să vă găsiți un loc potrivit și să admirați peisajul. Șogorițele din sat m-ar pune pe foc să ar măi, să arșă, să mă fac scrum, să nu le mai stau în drum măi. Șogorițele din sat m-ar pune pe foc să ar măi,
Să arșă, să mă fac om, să nu le mai stau în drum, măi. Eu șudă le fac la toate, păi ele le pun la spate. Batare cât moneca jim, tot cu voie bună și mai. Tatie șogorițele, m-ar mânca dacă ar pute, măi. M-ar mânca, dar zice nu, că le-am luat drăguțul, măi. Tatie șogorițele, m-ar mânca dacă ar pute, măi. M-ar mânca, dar zice nu, că le-am luat drăguțul, măi. Drăguțul nu le-am luat, el pe ele l-a lăsat, măi. Le-a lăsat pentru veție, că așa trebuie să știe. Trenul e mai mereu plin de călători români din toate colțurile țării sau străini care se bucură cu toții de întâlnirea cu istoria. Să ne amintim că pe acest pământ a călcat cândva însă și împărăteasa Maria Tereza. Turiști avem, chiar de anul ăsta s-au triplat turiști în, la Mocănița noastră. Cam 9 vagoane pe vară la fiecare traseu. Am avut 3 parcursuri, 9 vagoane. Foarte multă lume a venit la noi de bucat de timp. Și merge și iarna, merge și vara, merge și tot. Avem program stabilit, iarna plecăm cu 2 locomotive frumos. Dacă ninge, avem pluguri. Chit că e vară, iar verdele crud trezește în tine pusă de viață, fie că iarna și-a intrat în drepturi, iar haina imaculată a omătului îmbracă totul în jur, plimbarea cu Mocănița e o experiență ce te va face să te simți parte din cel mai frumos baz. Bătrânele locomotive cu abur sunt aici, indiferent de vreme și de vremuri, iar bucuria plimbării e întregită de spectacolul culinar ce te așteaptă la capătul celor 12 kilometri. Ionuț, cu ce îi servești pe oamenii care vin înfometați după drumul cu Mocănița? Spune-ne ce ai astăzi și ce ai de obicei. Desigur, îi așteptăm în fiecare an și de fiecare dată când ajunge trenul cu mare drag, cu mămăliguța făcută la chirostei aici, o stropel de vițel, o stropel de mistreț, sărmălute, mămăliguța brândă și smântână, produse tradiționale de casă, proaspete și... Deci bucătarul șef, nu-i așa? Da, mă ocup de toată acțiunea asta. De când plec din bucătărie până aici. Și fiecare gașă care vine cu Mocănița se bucură de tratamentul ăsta? Sigur că da, de fiecare dată, la fiecare tren și cu același drag și zâmbet. Extraordinar. Păi eu zic să mergem la masă, nu? Vă aștept, haideți. Minunat. Eu vreau o stropel, mămăliguță, sarmale și vrânta cu fontena. Vă servesc de toate. Cu mare plăcere. Bucovina plai cu gust. Mai în glumă, mai în serios, îmi venea să mă înfrupt din toate. Priceperea lui Ionuț se simte în bucatele ticluite cu suflet, ce-ar bucura până și cele mai pretențioase gusturi. Mulțumesc! Dacă mai aveți nevoie și de altceva care să vă amintească de plimbarea cu Mocănița, aici aveți de unde alege din minunățile meșterite de oamenii locului. Bună, Olga! Bună! Ce faci? Ce să fac? Uite, nu puteam să plec acasă fără să iau ceva de la voi. Spune-mi ce aș putea să iau să-mi amintească de zona asta frumoasă pe care o aveți aici. Mai avem magneți, mai am așa o locomotivă. Ah, micuță. Asta e micuța Mocăniță. Da, e micuța Mocăniță de lemn. Da, cred că o să iau una din asta. O să iau și un magnet. Ia să vedem aici ce este. Mai am trăstuțe. Oh, foarte tare! Ia dă-mi să văd trăstuța. Asta cred că mi se potrivește. Mai am așa. Am mai micuțe, dacă nu vrei.
fii la loc cu mine. Ne luăm rămas bun de la Mocăniță, dar nu și de la Moldovița. Pământ, care trăiesc prin artă. Oameni care pot bucura chiar și pentru câteva momente ochii și sufletele celor care îi trec pragul și ajung să-i vadă operele. Am reușit să aducem oameni de pe tot Mapamondo. Anul trecut am avut 76 de țări, anul ăsta cu 3 țări mai puține, dar eu sunt foarte bucuroasă pentru că aceste demonstrații ajung undeva, ajung la sufletul oamenilor de pe toate continentele. Ei nu pot să aibă, nu au convingerea până nu văd că cum lucrez eu din niște instrumente primitive și totuși...
slușească munca mea. Pornind de la lucrările abstracte, am dorit să fac, pentru că este foarte la modă, acest trideo. Să pun tradiția românilor în trideo. Deci să pun ștergarul, covorul, broderiile în 3D. Aici este o lucrare mai... destul de grea, de grea, pentru că e altceva să ai paleta de lucru. Când tinerețe am făcut pictură naivă, și altceva să ții minte de la prima până la opta vopsea în băile de apă și să faci un 3D. Am reușit și au ieșit minuni. Fenomenul a luat așa amploare că nu se mai încontrează doar în pragul sărbătorilor pascale, ci în tot timpul anului. E pasiune cu normă întreagă. Dacă vi se oferă ocazia, nu ezitați să participați la una din demonstrațiile de închistrit. Spiritual, veți pleca cu siguranță mai bogați. Asistăm la o demonstrație de închistritul ouălor la huțuri. Avem nevoie, pentru demonstrație, de chișiță și ceară de albine. Ceara de albine va avea rolul de a proteja culorile care vor veni succesiv pe parcurs. După ce am spălat oul în prealabil, l-am uscat, se trece la treabă. Prima culoare care se astupă este chiar albul oului. După ce am lucrat tot modelul pe ou, se trece la culoarea următoare, galbenul. La fel, se lucrează în culoarea galbenă, se protejează, se astupă toate porțiunile din galben, modelul știu de înainte, și voi trece la a treia culoare. Spun a treia culoare pentru că în etnia huțulă s-au practicat doar 4 culori. A treia culoare este culoarea roșie. Se astupă toate porțiunile din culoarea roșie, iar culoarea de fond este culoarea neagră. După ce am terminat de vopsit și în ultima culoare de fond, la o sursă de căldură, se șterge toată ceara, se lăcuiește și numai atunci oul are o destinație, ori în vitrina muzeului sau în altă vitrină. Câtă răbdare și ce măestrie! Câtă imaginație și ce talent să ai să poți crea așa ceva! Această enigmă m-a tulburat în cel mai frumos mod, cu putință, și mi-a făcut sufletul să tresară pe tot parcursul șederii mele la muzeu. Pe lângă mănăstiri, și tradițiile au făcut Bucovina celebră în toată lumea. Dar de îndată ce ajungi să o descoperi și singur mai îndeaproape, partea aceasta de țară ți se cuibărește în suflet pentru totdeauna. La poarele munților Stănișoarei, într-un cadru natural de basm, acolo alegea domnitorul Alexandru Lăpușneanu, acum vreo 500 de ani, să ridice o mănăstire mândră cum alta nu-i, una dintre cele mai mari și mai vechi mănăstiri ortodoxe din nord-estul țării. Altarul e astăzi martor al rugăciunilor a mii de pelerini și fiecare în parte, cum a trecut pragul mănăstirii, a exclamat: ce liniște este aici! Sentimentul acesta de pace cu totul și cu totul special te cuprinde deja de pe celebra alee a eternității care te poartă din vatra comunei până în porțile lăcașului de cult. Nepota lui Ștefan cel Mare, Lăpușneanu i-a urmat voievodului tradiția de a ridica biserici. Așa a devenit și mănăstirea Slatina o bijuterie de necropolă domnească. Alături de întreaga familie este prezentat și în tablourile votive de la intrare. Pictura veche s-a distrus, dar cea de secol XVIII a fost refăcută și poate fi acum admirată, scăldată în razele soarelui strecurat prin ferestruicile de piatră. Mănăstirea impresionează nu numai prin tihna copleșitoare, ci și prin masivitatea ei. Zidurile groase, cele 4 turnuri de apărare și, nu în ultimul rând, aula monumentală a bisericii, te lasă cu gura căscată. Biserica de la Slatina e una dintre cele mai mari din întreaga Moldovă. O vizită la Slatina Sucevei e completată de peisaje pitorești și oameni frumoși. Toate acestea te vor face să lași grijile deoparte și îți vor da energie pentru încă o călătorie. Thank you.
pornește aici. Tot ceea ce a reușit omul să ridice în ținutul acesta tăinie numai în armonie cu ea. Iar asta o observi la tot locul. De sus, de pera rău, până în codul secular al Jumalăului, Bucovina a primit parcă cele mai frumoase daruri de la Dumnezeu. Rezervația Pietrele Doamnei e unul dintre acestea. Se spune că și-au căpătat numele de la doamna Elena, soția lui Petru Rareș. Femeia se urca zilnic pe stâncile acestea să vadă dacă nu cumva se apropie domnitorul. Aici a stat ascunsă împreună cu fiul lor, dar și cu o însemnată parte din averea familiei în vremurile de restriște. În orice anotimp le-ai vedea, stâncile acestea sunt cu adevărat fascinante, la fel și legendele care le înconjoară. Platoul stâncos se ridică la puțin peste 1600 de metri. Semețe și suple, pietrele au și ele vreo 70 de metri înălțime. Escaladate pentru prima dată în 1921, acestea pot fi vizitate acum mult mai lesne pe traseele amenajate. Emblemă a Raraului, pietrele merită văzute în orice anotimp. Rezervația adăpostește peste 300 de specii de flori. Dacă vii vara, poți trăi cu adevărat o bucurie specială, aceea de a vedea o floare de colț, specie rară și protejată prin lege. Și toamna și iarna au însă frumusețea lor aici, în leagănul pitoresc al munților. Chiar și drumul până sus e ceva de neuitat. Transrăul e cea de-a treia șosea montană spectaculoasă din România după Transfăgărășan și Transalpina. Poate nu se compară ca lungime cu primele două, dar ca spectaculozitate și grad de dificultate, cu siguranță își merită locul în top. Cei 28 de kilometri de drum șerpuit te poartă pe un asfalt impecabil prin peisajele de-a dreptul încântătoare. Șoseaua care leagă Valea Bistriței de Cabana Rarău mai este cunoscută și ca drumul comorilor. Să fie de la legenda cu Petru Rareș sau pur și simplu datorită comorilor naturale atât de întâlnite aici. Liniște și frumusețe ca în basme. Asta găsești pe cele câteva mii de hectare de sălbăticie frumoasă în care animalele trăiesc netulburate, iar arborii se înalță falnici de secole. Așa vă pot descrie pe scurt aria protejată a codrului secular Jumalău. Peisaje care îți taie resuflarea găsești însă la tot pasul, încă din pitoreasca vale a Putnei până sus în vârful muntelui. Aerul tare se simte deja. Deși suntem abia pe la 1200 de metri altitudine la talpa bătrânului Jumalău, căprioarele și cocoșii sălbatici sunt la tot pasul și nu se sfiesc să se arate celor care umblă pe la poalele muntelui. De bogățiile acestui pământ, frumusețea locului o dau oamenii și pasiunile lor. În câmpul lung moldovenesc aveam să descoperim una dintre cele mai inedite colecții muzeale din țară. Născut din pasiunea profesorului Ioan Țugui, Muzeul Lingurilor de Lemn este păstrat și astăzi de urmașii colecționarului. Este vorba de o colecție de linguri de lemn care cred că este unică în țară și în lume, ca varietate, ca număr și probabil și aranjamentul acestor obiecte contribuie la punerea lor în valoare așa cum merită. Profesorul Ioan Țugui a început să colecționeze în 1945 până în 1978, când a decedat. Deci este o muncă de peste 30 de ani. O muncă care nu se termină niciodată. Trebuie păstrate și din respect pentru cei care au realizat această colecție, noi până acum am făcut-o. Putem spune că este o muncă de Sisif,
dar întotdeauna ne-am gândit că dacă vrei, poți. De-a lungul timpului, colecția a fost vizitată de turiști din aproape toată lumea, de pe toate continentele. Chiar dacă lingurile seamănă între ele, fiecare reprezintă altceva, pentru că transmite starea sufletească a celui care a ascultat-o și reprezintă zona din care provine. Sunt aici linguri care au fost folosite în bucătărie sau la stână, deci fiecare are povestea sa ce merită ascultată. Cele mai importante sunt cele mai vechi, care au o semnificație deosebită. Lingura cea mai veche este lingura geamănă, care este din 1825. De altfel, foarte multe linguri din colecție au peste 100 de ani și majoritatea au peste 50 de ani. O lingură de pe vremea Mariei Tereza, lingura lui Cogălnicianu, lingura lui Sadoveanu, stema vulturu, stema austriacă, aici lingurile logodiților, din zestre miresei, mirilor, căsătoriților, de vopsit ouăle se pune aici să bagă în vopsea. Aici linguri pentru bărbații care au femei cicălitoare, gălăgioase. Când soțul vine acasă, scutură lingura să o atenționeze să tacă, să mănânce în liniște. Aici lingurile calicilor, avarilor, sunt mai plate, să mănânce cu economie și să aibă impresia că mănâncă mult, chiar pentru stângaci. Foarte frecvent apare crucea, motive geometrice, motive astrale, motive florale, frunze, spice, animale, chipuri de oameni, diferite naționalități. Sunt mai multe motive. Toată lumea care vizitează această colecție este impresionată. Nu-și poate imagina că pot exista atâtea tipuri de linguri, atâtea modele. Sunt linguri pictate, acolo jos ați văzut linguri care prezintă costume populare, motive florale, chipuri de domnitori. N-ați privit nicicând o banală lingură de lemn cu atâta interes, nu? Credeți-mă, veți afla mult mai multe decât vă veți putea închipui. Locul acesta merită văzut. Există linguri românești și din străinătate. De altfel, în colecție există linguri din 130 de esențe de lemn, chiar din lemn exotic. De obicei, lingura este sculptată din lemn mai moale, însă colecționarul s-a gândit să facă linguri și din lemn care este mai puțin uzitat în România. Tot un soi de colecționar, doar că de tradiție și bun gust bucovinean, este și gazda noastră din fundul Moldovei. Ion Țăran Baciu a pus pe picioare unul dintre cele mai frumoase domenii turistice din România. De când am venit aici, mă simt ca într-un concediu. Atmosfera de aici și locurile cu care ne-ați întâmpinat și lucrurile cu care ne-ați întâmpinat sunt extraordinare. Cum v-ați gândit să faceți un asemenea rai în zona aceasta? Și locul se pretează la raiul. Deci noi, efectiv, suntem în rai acum, știți? Cam așa se simte. Noi am dat așa un pic, doar de prea puțin. L-am dirijat un pic, dar restul este de la natură. Deci mama natură, zic. Eu zic că 9% de mama natură și restul și noi. Și restul noi. Da. Eu cred că faptul că sunteți foarte pozitiv vă ajută să construiți pe lângă dumneavoastră aura aceasta pe care nu o transmiteți nouă și probabil turiștilor. Da, și zona este pozitivă. Se schimbă practic când vin. Vin
supărați, mă horâți, iar mă că pleacă vesel, pleacă cu alte încărcături energetice, știți? De asta vin foarte mulți străini, vizitează, mai ales la Poale Muntera Rău, la Fetele Doamnei, unde mii de turiști, mii de turiști vin vara și iarnă și vară și toamnă și primăvară. Deci vreau să spun că este Transa Rău făcut, drumul este foarte bun și avem foarte mulți vizitatori în zonă. Turiști din Austria, avem din Elveția, avem foarte mulți care ne vizitează, din Franța, am avut și Germania, din Canada și americani vin. Ospitalitatea noastră a Bucovinei, mâncările noastre, zonele noastre, lista noastră din Bucovina, care nu s-a șubezit cu nimic, mai ales comuna noastră Fundul Moldovei, este o comună foarte frumoasă și cu oameni buni. Atât de căutat este locul acesta, încât ai nevoie de șansă ca să prinzi o cameră liberă la Casa Baciu. Dacă îl și întâlnești pe omul care a dat viața acestui loc minunat, atunci ești cu adevărat un oaspete norocos. Am văzut că aveți aici căsuțe personalizate oarecum. Casa Baciului, Casa Băciței, aici am văzut Casa Măriucăi. Da, e mama mea, da, mamei mele, da, Măriuca, Maria. Am înțeles, de ce v-ați gândit să faceți căsuțele acestea? Da, pentru că intime, că am văzut că aveți și o pensiune în spate. Da, avem și o pensiune cu 6 locuri de cazare. Avem casa nepotului, casa Alex. Casa Alex, da. Da, casa Alex, aici casa mare la club, casa Măriucă, la mama mea. Pentru că fiecare să știe unde se margă, unde vrei să dormi. La casa Alex, da, casa Alex. Vrei să mergi la club? Da, e casa Măriucă. Vrei să mergi la spa? Este spa-ul, știți, la cuciubări, cu saline. Eu când mai vin, să știți că o să vreau să dorm la casa Băciței. Mi-a plăcut cel mai mult. Da. Camerele impecabile au aerul acela de casă englezească, iar proprietarii au ținut cont de absolut toate detaliile pentru a te simți în vacanță mai bine decât acasă. Atât de armonios se îmbină toate aici. De cum veți intra pe poartă la Baciu, îmi veți da dreptate, vă asigur. Casa Băciței este de la strămoșii noștri, de la mei, are 173 de ani casa. Noi am adus un pic modificări la acoperiș, care era de vreo, dar în interior este exact podeaua, beciul, lemnul, tot este de atunci, da. Am lăsat copacul care a crescut în pridvor. Am văzut, zic că nu poți să-l tai, pentru că e săracul, s-a gândit ani de zile să crească și o să-l tai. Și așa de frumos e primăvara și vara, tot e verde și foarte frumos, știi? Atât pensiunea, cât și întreaga sa curte par desprinse dintr-un cadru de poveste. Poveste din aceea pe care ți-o dorești să o asculți cât stai la gura sobei sau a șemineului din clubul pensiunii, gândit special pentru aceia dintre voi care vor dori distracție sau relaxare, dar și un generos spațiu de joacă pentru copii. Căldură și la propriu și la figurat veți găsi aici, în zona rustică spa, acolo unde vă așteaptă o saună, un jacuzzi și o salină artificială. Toate sunt bune pentru sănătate și relaxare deopotrivă. Am înțeles că aveți și o cramă, e adevărat? Da, avem și o mică cramă, unde vine lumea și degustă. Crama tot de la bunicii mei, este făcută de ei, eu am mai îmbunătățit-o, știți? Da, și eu mi-e vine de gustă, un cârnaț, un pahar de vin, o triculiță, când vine și gustă fiecare din oaspeții noștri. Eu zic să gustăm și noi ceva de pe cramă, nu? Da, sigur că da, da. Acum, pentru că la noi acum predomină oaia, acum oaia, că se dă subvenții la oaie și nu mă dau pe scurt, o să fac niște cărnăciori de oaie. Minunat. Nu o să fie ca aia de preșcoi, dar o să-mi spuneți neva să-mi dați nota. Vă dau, da? Vă dau, da. Haideți. Crama Baciu te poartă într-o atmosferă deosebită. Parcă e cornul abundenței aici. Nu-ți trebuie mult să simți că e locul din care nu-ți mai vine să pleci. Aici nu există să poftești ceva și să nu poți avea. De la băuturi de casă de toate felurile, până la siropuri și dulcețuri, brânzeturi maturate și deja vestitele afumături tradiționale ale casei, pe toate le veți avea aici, la discreție. Cum îi facem pe grătar? Da, îi punem aici pe sobă asta, aici. Ia, o să vă ajut? Da, da.
Așa, uite, împreună, amândoi aici. Așa. Păi facem cocii de hițuită, copt în jar, pastramă de oaie, pastramă de vită, pladă de curcan, cârnaș tradițional. Faceți și brânzeturi? Da, pastramă de curcan, brânzeturi facem. Tata meu se ocupă și fiul meu David, are bine fermă de vaci. Poți să-l desfă numai așa? Numai să-mi vă frigă. Poți să mă frigă, da. Da, da. Sunt foarte delicioși ăștia. Un pic picant. Foarte bun. Stăm și vara când e răcoare, nu-i foc, dar iarna, când e la minus 20 de grade afară, mai faci un foc. Mâncarea de aici, dragi prieteni, vă garantez că are gustul acela pe care îl veți căuta apoi mai peste tot pe unde veți merge. Și nu știu în câte locuri îl veți mai găsi. Un pic perpelit, mai bine așa piplită. Cea mai bine, așa și jar este aici. Dogorești jarul, așa? Asta e. Și acum vă poftim frumos aici la masă. Așa. Să gustăm aici din producția noastră. Eu știu că vă place mustul, să vă pun un... Mi-ați dat aseară un must extraordinar. Asta e mult rezultatul înainte de a face vin, știți? Da. Pentru sănătate și pentru ziua României, să trăiască de România de pretutindeni, nu? Să trăiască. Doamne ajută. Doamne ajută. Să vin acasă, să dezvoltăm România. Foarte bun. Și vă așteptăm cu oricând la noi cu drag. Treceți pragul. Mulțumim, o să venim. Toată lumea care vine aici în Bucovina, trebuie să-i calge neapărat, neapărat, neapărat pragul domnului Baciu, care este un artist. Ce să mai zic? Cu drag, să arătăm din produsele noastre tradiționale și de guste și să ajungem mai departe la prietenii lor să vină să ce minuții sunt în Bucovina. Am înțeles că turiștii care vin aici au oarecum regim all-inclusiv. În sensul că dacă vin la cramă și vor să guste din roata aceea de cașcaval, pot să o facă. Dacă vor să guste... Au o libertate de plin de a gusta și ce doresc, aceea le oferim. Știți? De asta și vin în Bucovina, pentru că întotdeauna noi luăm în calcul cum aș simți eu când merg la o pensiune, da? Așa va fi și el tratat, cum vreau să fiu și eu tratat, știți? Și atunci fiecare își alege ce vrea, deci mănâncă ce vrea, bea ce vrea și își alege... Se simte cald. Da, da, exact. Dar de asta vine, pentru că întotdeauna noi luăm în calcul, pentru că un turist nu vine când are unde dormi sau orice mânca acasă. Vine să vadă altceva, să vadă aici din Bucovina, efectiv. Sunt tot mai mulți cei care vin să descopere și să guste Bucovina adevărată. Turismul culinar este în floare, poate și pentru că oamenii locului sunt gazde bune cu toții. Ați simțit turismul dezvoltat în ultima perioadă? Da, foarte mult, da. S-a dezvoltat, da, nu? Da, foarte mult. Dar de ce credeți că s-a dezvoltat? Sunt foarte multe cerințe. Deci zona de aceea, de asemenea, specificul zonei este turismul. Bucovina are ce oferi. Din toate punctele de vedere, gastronomic, tradiții, tot ce vreți, peisaje, mănăstiri. Un turist o săptămână nu cred că se plictisește. Nici nu, nu, nu. Pentru că are mult ocupate, știți? Deci, și mai zic că aici vin Bucovina ca să savurezi natura. Mâncarea, natura, obiceiurile. Dar mulți spun, când vin, mamă, n-aș că așa de frumos e România. Păi descoperi de România exact. Și nu vin în afară. Exact. Să vezi ce e, știți? Dar ușor, ușor, lumea își dă seama că România este așa pământul făgăduinței, știți? Da. E de tot ce vrem noi. Numai să apreciem, știți, asta e. Oamenii sunt parcă mai calzi și mai frumoși aici. Familii, prieteni sau vecini au înțeles că doar dacă promovează zona împreună se pot dezvolta și fiecare în parte. E o lecție interesantă și aceasta. Bucovina nu sunt numai eu, suntem toți Bucovina. Deci noi toate persoanele din jur, deci ca suntem, ne ajutăm reciproc, știți? Deci nu e fiecare pentru el. Nu, 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 nu imediat. Și pentru ne ajutăm cu rețete, cu ce mai facem, cu ce mai primim, cu ce se mai impresionăm când vin la noi în zonă, știți? Unii se mai ducem, facem circuite de-astea turistice împreună. De exemplu, eu îi duc, avem un loc foarte frumos la Pajarole, se pare la Moara Dracului, știți? Este pe Valea Caselor, este o zonă foarte frumoasă, Pajarole, la Pajarole. Este fascinant să mergi acolo, copiii mai ales, printre stânci, cu punți, cobori niște punți, traversezi niște râuri de-astea din munte, foarte frumos. Thank you.
Bucovina, una dintre cele mai căutate zone de pe harta turistică a României. Așa se remarcă mândrul ținut din Țara de Sus. Nu degeaba primul Măr de Aur, cea mai importantă distinție în turismul european, a revenit Bucovinei încă din 1975. Am întâlnit aici un leagăn de veche civilizație, unde istoria și legenda își dau mâna peste timp. Pentru mine, nordul Moldovei e dragoste la prima vedere. Dacă ați reușit să cunoașteți câtuși de puțin Bucovina prin ochii mei, sper să ajungeți să o faceți și singuri. Locuri de bază, tradiții nepieritoare și nu în ultimul rând, oameni ospitalieri, te vor face să revii negreșit. A fost o călătorie pe cinste. Sunt Andra și vă invit să descoperiți Bucovina.